Ceva întâmplări cu lupi sau cu urși ați avut? Da, sí, sí. Și nu știu la ce bun atâta urs în România. Bă, să le fac o rezervație, 2, 5, 10 rezervații în România și bă, pe acolo nu mă duc. Dar îți vin în proprietate, te omoară, tu n-ai nici drept la replică, nici măcar să despăgubiri. Nu dă nimeni, niciun deștept nu se gândește în minister să dea o lege pentru despăgubirea morților, că sunt atâția oameni morți pe urma atacului ursului, nu? Eu aș vrea să-i văd cum vin. Eu nu din răutate zic, băi, îți de acord și cu luxul și cu mall-urile și cu tot, dar e mult. E mult. Bă, postezi tu că are 10.000 de euro poșetă și postezi. Bă, vină mă și dă la știri și grajdiu meu, că nu mi l-am făcut de atâția ani, de exemplu, da? Și mulți ca mine. Bă, mai dă la știri și ceva de la lumea de jos, năcăjit. Îmi postează pe toate vedetele acolo sau ce ori fi ele. Că acolo și străinătatea, vai de mine, se plătește, corect, dar și muncesc. Cum a trecut granița românașii noștri, li s-au strâns chiloții pe funduleț, eu vă spun realitatea, nu arunc un chiștoc, nu arunc nimic, dacă e la ora 4, drept stă așa, la tine dacă te duci la 10, la el, și îl chem la lucru, se întoarce pe partea alaltă cu niște ochi așa, bă, omule, și acolo e planton, flămând, mort, cop, lucrează. Când a venit în România, iar, hai să aruncăm ce avem în buzunar în România, cât ori e coșul din cu noi. Astea suntem, ce să mai? Eu ce să zic, către ăștia care fac legi și se ocupă de, așa a zis, că se ocupă de noi. Bă, dacă nu ne ajuți, măcar nu ne încurca. Bă, nu te pricep deloc. Lasă-mă în pace, dar nu mă încurca. Că la noi asta e o problemă. Bă, dacă merge ceva sau... oare ce aș putea eu face ceva să mă dau interesat? Dar de fapt eu îl încurc pe ăla. Încă un sfat pentru tinerii care vor să înceapă să crească animale. Ce sfat să le dau la tineri? Trebuie să fie prima dată să aibă dragoste de animale. Deci primul lucru, dacă are o înclinație către animale, să se apuce. Va fi greu, un an, doi, trei, dar prin ambiție, la vremurile astea, acum, se poate trăi din animale. Se poate trăi, deci ne bate Dumnezeu dacă zice. Eu văd prin asta, prin creșterea animalelor, acum, în momentul de față, tinerii, dacă s-ar instala, instalarea tinerilor, să-i ajute autoritățile, toți factorii responsabili, să instaleze, care au și înclinații, vă spun, își fac și familii frumoase și muncesc pentru ei. Eu asta le-am spus la mulți. Bă, munciți pentru voi, mă. Munciți pentru voi, mă. Bă, e greu azi, e greu mâine, e greu poi mâine, dar vine și soarele, mă.